Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 2 august 2022. Cum stai cu foamea spirituală? Necazul și strâmtorarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Psalmul 119, versetul 143. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru medicii pricepuți care știu să diagnosticheze bolile și să prescrie tratamente care vor aduce vindecare și sănătate. Dar iată ceva la care să te gândești. Cum ar fi ca bolile noastre legate de stres să poată fi tratate prin meditație, la fel de bine ca prin medicație? Psalmistul a scris în Psalmul 119, versetele 143 și 144, necazul și strâmtorarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc. Și versetul 165, multă pace au cei ce iubesc legea ta. Când există un dezechilibru chimic în corpul tău, el trebuie tratat prin medicamente, un regim alimentar diferit și exerciții zilnice. Însă atunci când sufletul îți este flămând, până acolo că devine disfuncțional, el trebuie tratat cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu vorbim aici despre citirea fugitivă a câtorva versete înainte de a ne începe ziua. Știm deja că fluturii zboară pe toate florile, dar numai albinele culeg mierea. Uneori trebuie să meditezi mult la un verset înainte de a-i sorbi dulceața. Să-ți întinzi mâinile spre el și să meditezi adânc la el până prinde rădăcină și începe să crească în tine. Vezi Psalmul 119, versetul 48. Este nevoie de timp pentru a schimba trăsături de caracter imprimate adânc în ființa ta. Este posibil ca Dumnezeu să lucreze într-un anumit domeniu din viața ta mai multe săptămâni sau chiar luni. Obiceiurile și căile noi au nevoie de timp ca să se imprime în tine. Trebuie să recunoști lucrul acesta și să-L lași pe Dumnezeu să-ți descopere și să fixeze noile adevăruri în viața ta. Nu te păcăli singur, crezând că dacă citești un anumit adevăr biblic, el va produce o schimbare instantanee. El trebuie aplicat zi de zi. Și asta cere timp și meditație.